Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou filmuleț cu cumpărături alimentare, luate toate de la Kaufland. Bine, sunt aici câteva și non-alimentare. Mare parte, cred că din cumpărături, cred că cam jumătate, sunt fructe și legume. Înainte să încep să vă arăt ce am luat, am să vă arăt bonul, cât am dat pe tot ce vedeți aici. Am dat 544,62. Bineînțeles, mai este aici. Am luat un box de făină marca Kaufland și unul din ăsta mare Zeva de lux de hârtie igienică. Am să încep de aici. Am luat ciuperci, o caserolă mare, ciupergina astea mici. Aici am luat castraveții Fabio, a fost 2 lei bucata. Am luat 4. Mazăre, Edenia, 1 kg. Morcov, usturoi, portocale. Aici am luat foarte multe banane, după cum vedeți. Am luat două mânuchiuri. O salată din asta verde, are și roșu și verde, cu rădăcină. Măsline verzi, o caserolă mică, din astea umplute cu ardei. Măsline negre, sunt uriașe astea negre și nu sunt nici sărate. Rău am să desfac, să vedeți așa cam cât de mari sunt. Am luat 3 cutii din astea de sherry, una, două, trei. Valeriană, este preferata mea la salată. Ardei roșu gras, am luat 3 ardei din ăștia roșii uriași. A costat 10 lei, sunt mari. Aici am luat ceva ce n-am luat până acum, licii. Am zis să încercăm și noi. Am luat cam de 3 lei, era 18 lei kilogramul, cred că vreo 10 licii. Să văd dacă sunt bune și dacă îmi plac o să mai iau. Am luat o bucată de brânză din asta de vacă veche, pe care am dat 14,63. Șuncă presată, mușchiuleț din asta, file de porc. Sare iodată Himalaya. Aici am luat câteva plicuri de gelatină, că nu se știe când îți trebuie. Câteva de praf de copt. Totuși mai aveam praf de copt, dar am mai luat baterii din astea pentru jucăriile copiilor. Am luat un pateu de pui bucegi. Aici am cumpărat 3 conserve de ton marca Kaufland bucăți pentru salată. Am luat 3. Am luat un borcan de castraveciori din ăștia mici, tot marca Kaufland, am mai cumpărat și ei sunt foarte buni. O sticlă de ulei de măsline extra virgin. Porumb. O cutie din asta de fasole, la fel, sunt pentru o salată. Un borcan de muștar dulce, bunica, preferatul nostru. Am luat o frișcă din asta, frișcă din lapte. Este la Dorna, am mai folosit-o și este bună. Am cumpărat pentru cățel, că v-am mai zis, care ați urmărit filmulețele, că am un pui de Amstaff. Așa îi dăm noi să mănânce granule din astea, mini. Fasole, marca Kaufland, la 500 de grame. Orez din ăsta colosal. Am mai luat aici două caserole din astea tot junior pentru cățeluș, umedă. Îi mai dăm și din asta din când în când. Două esențe de vanilie. O pâine din asta neagră. Un carton de ouă, de 30 de ouă. Am luat un zahăr din ăsta mărgăritar și am mai luat unul brun. Aici am luat două cutii din astea de piure de cartofi, două. Și-a luat soțul meu bere, Tuborg, un set din ăsta de 6, a fost 5 plus 1 gratis. O cutie, o pungă din asta de dero manual, să o am când mai trebuie așa, mai e nevoie prin casă. Un deodorant Nivea, black and white. Un fixativ Taft, că de când m-am tuns am început să-mi mai aranjez bretonul și e nevoie de fixativ. Și am luat un de ăsta, unul mare. Un Nivea din ăsta de dat la sub braț. Șampon 2 in 1 Head & Shoulders, ăsta-l iau mereu. Acum am mai luat unul Sias
Pentru prima oară, sper să fie bun. Este pentru păr uscat. Eu am părul foarte uscat și gros și m-am gândit să încerc. Sper să fie bun. Și aici am luat un pachet din ăsta mare de absorbante. Cam astea sunt toate cumpărăturile. Am încercat să fiu cât mai rapidă, să nu stau să trag prea mult de timp. Sunt cumpărături făcute până în anul nou. Am să pun azi și filmulețul. Am să mai merg de anul nou să mai fac câteva cumpărături, dar ne trebuia neapărat, rămăsesem fără fructe, legume și da. Sper că v-a plăcut filmulețul și l-ați urmărit cu plăcere. Vă pup! La revedere!